Anul 2014 este un aniversar pentru Teatrul Masca. Aveți ediția 10 a, a Măștilor europene la Masca, aniversarea de 25 de ani a Teatrului Masca. Cum s-a născut proiectul măștii europene la Masca? Aproape firesc. Era, era normal ca uh, un teatru tânăr să uh, pună pe primul plan uh, problema identificării sale, atât în peisajul teatral românesc, cât și în lumea teatrală europeană. Măștile europene la Masca, de fapt, asta asta înseamnă, e un certificat uh, uh, al uh, existenței Teatrului Masca într-o mare familie europeană de teatru, de teatru alternativ. Uh, festivalul în sine e, e unul special pentru că, din, uh, din pornire, nu ne-am dorit decât invitarea unei singure companii în fiecare an și a unei, unei singure țări, în așa fel încât uh, uh, publicul să poată veni în publicul românesc, să poată veni în contact direct cu un singur tip de discurs alternativ uh, european și să poată să facă imediat comparația cu ceea ce produce uh, teatrul Masca. Uh, au fost personalități mari invitate la acest festival. Am început cu Iosef uh, Șaina, uh, uh, am continuat apoi cu uh, Milan Sladec, uh, uh, au fost, uh, a fost una din generațiile puternice ale lui Lecoq, uh, uh, au fost vreo cinci dintre foștii elevi al lui Lecoq care au venit într-un an împreună cu Fei Lecoq și mulți alții. Anul acesta va fi Italia și Michele Modesto Casarin cu trupa Pantanchin da Veneție. Uh, E un, e un weekend bogat în comedia de la arte, uh, pentru că această ediție este dedicată uh, uh, comediei de la arte. Uh, pe lângă Michele, care va ține și un workshop uh, uh, legat de actor și uh, masca de comedia de la arte, de modernitatea comediei de la arte, uh, va mai veni Stefano Perocco, unul din cei mai interesanți sculptori și realizatori de măști din uh, Italia. Și care va avea două workshop de creare de mască, vineri și duminică, la care sunt, sigur, așteptați cei care s-au înscris deja, dar și uh, oameni care vor să asiste la uh, modalitatea, la modul în care se naște uh, o mască. Eu cred că va fi extrem de interesant, mai cu seamă că Stefano aduce cu el o expoziție uriașă, sunt vreo 50 de măști uh, de, din colecția lui personală de măști de comedia de la arte și măști, măști din uh, alte tipuri de, de teatru, mă refer la teatru balinez, la teatru uh, din Beijing, la uh, teatru japonez. Uh, va fi o expoziție extrem, extrem de, de interesantă și uh, cele trei, trei zile dedicate comediei de la arte vor prezenta acest fabulos fenomen uh, desfășurat pe durata a două secole și ceva, secolul 17-18 și chiar ușor. Intrat în secolul XIX, care este, ca să zic așa, momentul de vârf al istoriei universale a teatrului, Comedia de la Arte. Teatrul Masca propune acum Comedia de la Arte, propune Teatrul Nou Verbal, Statui Vivante. Cum a format această trupă? Pentru că nu există în România ceva care să vă dea un exemplu, care să vă ajute. În timp în timp și cu, cu eforturi care nu sunt nici puține și nici mărunte. O trupă se creează greu, se pierde, se pierde repede, nu trăim vremuri în care să, să, care să fie benefice trupelor, trupelor fixe, ba aș zice din contră. Teatrul Masca este o insulă una dintre puținele insule pe care le mai are teatrul, teatrul românesc, în care se face uh, teatru în adevăratul o sens, al cuvântului și când spun asta nu mă refer numai la creare de spectacole, ci uh, uh, și la școală, la școală de teatru, uh, școală practică, cursuri practice, dar și uh, scriem, scriem cărți pentru că trebuie să rămână, trebuie să rămână ceva după efortul, după efortul ăsta. Astfel încât drumurile pe care noi am deschis nenumărate drumuri, nu e vorba numai de câte ați spus dumneavoastră, dar sigur nu puteam să ne, să ne specializăm în fiecare dintre ele. Au fost epoci, perioade teribile ale marionetelor uriașe, de exemplu, cu care am avut un succes imens în străinătate și în țară. Acum suntem calați mai degrabă pe ideea teatrului stradal și a uh, momentului lui de vârf care este statuia vivantă. Din cauza asta avem un festival de statui vivante aflat și el la A5 a cincea ediție uh, anul, uh, anul, viitor. Uh, pe acest festival de uh, măști europene la, la, Masca și uh, desigur pe această uh, dicotomie din, din, interiorul discursului nostru uh, in-out, adică un, un discurs teatral non-verbal de sală și un discurs Curs teatral non-verbal de, de stradă. În plus, creăm și spectacole pe teme mari de teatralitate, cum ar fi uh, Shakespeare sau Teatrul Antic sau Comedia de la Arte. Acum vorbim la Teatrul Masca despre o clădire nouă și frumoasă, cu cele mai moderne dotări. În 90 vorbeam despre o trupă mică de actori nevoiți să joace în stradă. V-ați gândit atunci că Teatrul Masca va avea un asemenea parcurs? Nu, nu m-am gândit și dacă m-aș fi gândit mai bine N-ar fi avut Suntem în faza În Și nu e bine teatru, teatru, nu, teatru nu, nu trebuie să însemne asta pentru că asta înseamnă sfârșitul oricărei, oricărui tip de, de încercare de, de, de modelare a, a unui nou discurs teatral. Nu sunt neapărat partizanul teatrului sărac, adică a teatrului făcut în mizerie, în frig, în condiții insalubre, dar trebuie să recunosc că o trupă care stă într-un sediu atât de, atât de splendid, într-un sediu atât de frumos, într-un sediu atât de ofertant, riscă îmburghezirea ceea ce este mortal pentru teatru. V-ați gândit să mai adăugați ceva la acest sediu, să mai adăugați un alt, un alt spațiu, să mai ceți un alt cartier? <laughs> e, face parte din, din proiectele care mor și renasc în mintea mea an de an ideea că nu găsesc uși deschise pentru realizarea proiectului Centura Culturală a Bucureștilor mă, mă crispează pentru că Bucureștiul se confruntă cu un atac violent al elementelor subculturale. Bucureștiul este un oraș, un, un oraș din ce în ce mai violent, un oraș din ce în ce mai vulgar, un oraș din ce în ce mai mai, mai cu un apetit cultural în scădere. Ar fi nevoie de un, de un efort concentrat, da, dar asta este, facem ce, ce putem. Sala din, din București, noi, zace nefolosită și mai devreme sau mai târziu se va prăbuși. Acolo ar fi trebuit să existe un centru cultural cultural uriaș, acolo ar fi trebuit să fie o sală de teatru care să poată să primească toate trupele din țară în trecere prin, prin București, da, Vedeți, dumneavoastră, noi vorbim despre, despre niște bandiți care și-au permis să fure de la acest popor șpăci de milioane de euro, de milioane de euro, și pe care, de consecință, practic s-a tăiat orice tentativă de a mai vorbi despre cultură despre civilizație despre ceea ce înseamnă cu adevărat e, profunzimile sănătoase ale acestui popor când tu tolerezi în sânul tău e, astfel de e, indivizi, trebuie să te aștepți că plătești un preț, iar prețul este de fapt ăsta Anul, stagiunea aceasta steatul masca aniversare de 25 de ani de la înființare De ce ați simțit la începutul anului 90 nevoia să înființați? Acest teatru? Pentru că nu am fost normal la cap. Probabil că mulți, dacă, dacă aș fi fost un, un, un om care se gândea la viitorul lui, făcea o fabrică de bere și era astăzi milionar. Uh, și încă unul sănătos, că mie nu-mi place să fur, dar uh, fiindcă m-am născut actor și om de teatru, am zis, hai să facem un teatru. Uh, am înțeles că nu se putea face un teatru privat, deși îmi doream lucrul ăsta atunci, uh, pentru că nu există condițiile sănătoase în România, nici acum nu există. Sunt câteva teatre, structuri private, care mă rog să descurcă pe relații bilaterale, nu că ar exista un sistem legislativ care să le ajute. Și atunci. Am avut șansa să uh, întâlnesc oameni care să mă sprijine la Ministerul Culturii și să obțin uh, aprobarea înființării unui nou teatru. Trebuia un nou teatru. Ceea ce se întâmpla în Teatrul Național, unde eram eu actor. Era, era deja pe sfârșit de veac, era, era pe sfârșit de ciclu, lucrurile nu mergeau ca lumea, trebuia, trebuia să se întâmple ceva, iar eu nu aveam timp să aștept acolo să se întâmple o noire. Mai cu seama că știam că pot să o fac eu, n-avea niciun rost să nu, să nu risc. E adevărat că dacă aș privi retroactiv prin câte am trecut, nu știu dacă aș mai încerca a doua oară dar chiar, cu, chiar convins fiind că voi izbuti. Dar aici ai intrat în horă, dansezi și până la urmă trebuie să câștigi concursul, n-ai încotro. Așa cum am spus mai devreme, Teatrul Masca prezintă spectacole de la parcuri, ale ele, parcurilor, până la am jucat, jatru. am jucat și în metro, sigur da, că da. Ați fost primii care a făcut lucrul acesta fără să primiți ajutor din nicio parte, de, de nicăieri. Iar acum aveți foarte multe alte trupe care vă urmează, care urmează, exemplul exemplu, Acum, care mă urmează, eu mă bucur că nu-și amintesc deloc cine a avut primul inițiativa, asta, asta este o chestiune e, românească. Sunt mulți care se laudă că au ieșit primii în stradă, uitând că Teatrul Masca a jucat în 90 în stradă. Sunt mulți care se laudă și descoperă cu bucurie metroul. Sunt mulți care descoperă cu bucurie jucatul în spații neconvenționale, e, e, în vreme ce pe mine, în 90-91, îmi dădeau telefon și mă înjurau că le stric e, faima Breslei, că joc acolo unde, unde scui pătrecătorii. Dar dar uh, lumea, lumea uh, afară se schimbă, este un alt secol, este, un, este, este o, altă, o altă populație. Uitați-vă uitați numai cum uh, cât, cât, cât de aprigă este încrâncenarea uh, pe argumente pro și contra uh, uh, unora care candidează, care vor să, să primească votul. Oamenii sunt de o intransigență care nu le e caracteristică, adică uh, românul este un... Un tip tolerant, un tip civilizat, un tip așezat. Da, lucrurile, lucrurile sunt în, într-o într continuă schimbare, și teatrul nu mai poate rămâne între zidurile sale, pentru că riscă să, să balboteze, să, să folosească un public limitat. București folosește undeva între 200-250 de mii de oameni care vin la teatru. Restul nu. Ce faci cu un milion jumate care nu, nu, nu vrea deloc să vină la teatru? Trebuie să te duci tu către ei. Trebuie dezvoltate structuri alternative uh, serioase pentru că întâlnirea cu teatru este, este uh, fundamentală. Uh, oamenii nu mai au timp să citească. Uh, aș zice că mulți dintre ei nici nu știu să citească, nu în sensul că uh, sunt analfabeti, deși se pare că suntem bogați în, în uh, sensul ăsta, dar nu, nu, nu au această plăcere a, a lecturii. Plus că vine, vine computerul, din urmă, generațiile, generațiile noi vor uita în mod genetic să bucuria răsfoirii unei cărți. Teatrul rămâne singura artă vie, capabilă să-și rennoiască mijloacele din mers și să răspundă mereu acelui aș deziderat care este emoția. Ce urmează să se întâmple în această stagiune în sală. Da, 25 de ani e o viață, într-adevăr. Adică, dacă stai și te gândești, mi-e și foarte greu să-mi amintesc toate amănuntele celor 25 de ani. Îmi doresc să fie o stagiune, o stagiune frumoasă și o stagiune, o stagiune liniștită. Va fi o stagiune care deja, deja a scos două, două premiere care se bucură de un succes imens. Mă refer la Romeo și Julieta, un spectacol fără cuvinte și la eficlenie la lui Scapino. Se joacă la ploiești și la, se joacă inclusiv la cererea publicului. Încă o dată pentru că n-au fost, -au fost în stare să, să găsească o sală de 2000 de locuri. <laughs> Va fi o stagiune în care vom încheia proiectul Comedia de la Arte cu uh, un nou spectacol realizat de Michele și uh, în care vom pune și bazele unei relații mai sănătoase cu Academia de, de Teatru și Film. Va veni Mihai Gruia și va monta cu studenții săi de la Masterat un spectacol aici. Uh, va fi un, uh, o, o ediție 5 a statuilor vivante și noi vom veni de data aceasta cu un proiect care vizează în mod clar și precis calea victoriei uh, eu cred că acest, această uh, arteră fabuloasă a, a corpusului care e Bucureștiul trebuie să devină pietonal, și uh, vom juca toată primăvara uh, și vara viitoare numai pe calea victoriei, în sensul de a, de a susține uh, și, un, am înțeles, un deziderat chiar al primăriei capitalei. Actorul Mălai Mare, ce intenționează? Actorul Mărai Mare ar vrea întâi de toate să-și repare umer, umărul uh, lovit de bătrânețe, ceea ce va izbuti, pentru că uh, nu, am, nu am încotro. Uh, mie îmi doresc de ce nu să, să pot relua povestea, povestea mantăii de, de Gogol și un personaj pe care l-am iubit foarte tare, dar actorul mai mare se va depărta de teatru în această stagiune și va face film. E un, e un lucru pe care mi l-am dorit de foarte multă vreme, am șansa, acum mi s-a oferit un, un rol principal într-un film și un rol absolut fabulos și cred că va fi una din frumoasele jucării pe care mi le oferă viața în acest moment. Veți încerca să faceți un proiect și cu cei doi băieți ai noastră? Unul pe muzică, celălalt pe direcție de imagine? Nu știu de unde ai scos tu întrebarea asta, dar ea este extrem de interesantă pentru că e un proiect în care cred și care știu că va fi aproape imposibil de realizat. Există un, un, scenariu la care lucrez pe baza unei novele pe care am scris-o mai de demult, se numește Violonistul. Ar fi interesant să-l regizez, să-l filmeze Mihai și să joace o vârstă a violonistului Nică. Cu trei mai mare într-un film ar putea să fie interesant. S-ar putea, chiar foarte interesant. Sunteți actor, pregizor, director de teatru, scriitor, profesor, om politic chiar. Este ceva ce bătoruiți să faceți și nu ați făcut? N-am da, făcut o meserie serioasă. Adică dacă aș, fi, dacă aș fi fost, dacă aș fi avut poate un, un, un dram de, de noroc, aș fi fost un chirurg fabulos. Azi eram plin de bani, nu stăteam de vorbă cu voi, nu mă interesau proștii ăștia care, care umblă prin politica românească și își bat joc de țara asta și, și cred că aș fi, fost, aș fi avut o vilă undeva în, în Hawaii și una la munte în România. Și aș fi operat, cred că jumătate din operații, gratuit pentru oameni. Așa, soarta a vrut să fiu, să fiu actor și, e, cum să spun, mi-a oferit o sumedenie de, de experiențe interesante. Uh, și singura bucurie pe care, pe care uh, experiențe interesante, unele mai triste decât altele, adică asta vreau să înțelegeți uh, pentru că un actor până la urmă este o foaie de turnesol, adică e un e un burete care absoarbe absoarbe absorbe, absorbe în primul rând răul în, în, da, el fiind, fiind un om mai, mai sensibilos așa te, lovesc, te lovește prostia, te lovește ticăloșia hoția, banditismul toate lucrurile astea care, care par la ordinea zilei în, în România pe un artist îl lovesc mai, mai puternic decât pe un om, un om obișnuit pentru că artistul nu e protejat din punctul ăsta de vedere el, el vibrează și, și trebuie să producă un răspuns Singurul, Singura Consolare în faptul că sunt actor este că e ultima reîncarnare. Nu voi mai reveni pe pământ niciodată. Dumnezeu le dă actorilor șansa să plece. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez succes în proiectele de teatru și personale. Cu drag, vă mulțumesc mult.